Bună seara, dragii mei! Iată-ne din nou împreună la o nouă întâlnire cu Aurora. Această emisiune fiind în timpul sărbătorilor, normal că este cel mai plăcut pentru toată lumea să ne simțim în primul rând bine. Știți foarte bine, de asemenea, că emisiunile noastre, asta promovează de fiecare dată acea stare de bine pe care noi o numim vibrație și pe care, bineînțeles, o vom prezenta poate mai atent astăzi. Am invitat în această emisiune un oaspete de onoare, pe doamna Alina Căpec, pe care deja o cunoașteți, cu care v-ați obișnuit deja și pe care sperăm să o aducem cât de des putem în emisiune atunci când vine la noi în țară, pentru că până la urmă e cu un picioruț în Germania și cu un picioruț la noi. În primul rând, bine ați venit! Da, bine v-am găsit! Da. Mă bucur să fiu din nou alături de dumneavoastră. Alinuța, tu și cu îngerașii, că la tine îngerașii sunt întotdeauna echipa de serviciu e acolo prezentă. Așa că chiar vă mulțumim vouă, deci ție și invitațiilor tăi. Eu te invit pe tine, tu vii cu îngerașii. Mă bucur. Ok. Tema emisiunii de astăzi este una dintre cele mai generoase și cele mai frumoase teme, infinita creație. Poate că n-ar strica să ne apropiem așa încet, încet de modul în care sunt lucrurile create, de modul în care noi creăm lucrurile, de modul în care putem face ca lucrurile să se manifeste așa cum dorim noi și nu creația pe care o observăm să fie făcută de fapt la întâmplare. Foarte multă lume spune cu foarte multă ușurință, dar eu nu cred că sunt atât de dus cu pluta ca să creez un lucru care e împotriva mea. Ba da, dragii mei, din nefericire, mulți dintre voi habar n-aveți ce comandați pe internet universului. Iar universul vă trimite exact ce ați comandat. Iar în momentul în care voi desfaceți pachetele, sunteți foarte supărați că ați primit de la Moș Crăciun un alt cadou decât cel pe care l-ați comandat voi în închipirea voastră. E, cu Alinuța acum o să o luăm încetul cu încetul și o să vorbim despre modul de manifestare, despre creație în general, despre mijloacele care ne ajută să putem crea. Draga mea, hai să începem întâi cu lucrul care stă la baza acestei emisiuni. Ce înseamnă creație și de ce infinită creație? Infinită creație are la bază să știi că tu ești creatorul care a venit aici să se manifeste, da, printr-o infinitate de modalități posibile. Asta înseamnă nu numai să știi, există foarte mulți oameni care știu, care au citit foarte mult și sunt conștienți de ceea ce este, însă nu trăiesc acest adevăr. Da? Deci starea practică de vibrație... Practic, da. Așa. Da? Okay. Deci acea stare interioară în care știi cu tot sufletul, din toată ființa ta, că tu ești creatorul propriei vieți. Asta înseamnă că tot ceea ce tu percepi în exteriorul tău, știi că ai creat la un nivel conștient sau la un nivel subconștient. Ce se întâmplă în acel moment? În acel moment îți asumi puterea creatoare. În acel moment știi că tu ești cel care își creează viața. Auzim câteodată, da, eu nu am făcut asta, am primit asta, dar nu sunt responsabil. Ce se întâmplă la un nivel energetic, ca să înțelegem? În acel moment tu îți dai puterea în exterior. În acel moment e ca și când ai spune: eu sunt neputincios, nu pot, da? Astfel încât ceea ce mi se întâmplă este rezultatul unor factori externi, aleatorii, unor terțe persoane care au creat asta pentru mine. Deci în momentul ăla tu renunți la puterea ta. De aceea este important să știi că tu vii aici și ești creatorul a tot ceea ce tu percepi în exterior. Mai mult decât atât, deci e bine să înțeleagă că nimeni
nu poate să facă în locul tău. Da. Deci majoritatea oamenilor preferă că atunci când lucrurile nu merg bine pentru ei, să înceapă să spună, e cu tare de vină mama, e pentru cu tare lucru de vină tata, e prietenul, e nu știu cine. Nu, deci înțelegeți foarte clar ce vă spune Alina. Nimeni nu poate să fie în locul vostru să creeze. Voi creați, dar dacă voi creați ceea ce ați auzit la un altul, e doar pentru că v-ați însușit punctul de vedere al acelui om. Dar nu el a creat pentru voi, ci voi ați creat. Exact. Spune mai departe, Alina, ca să înțeleagă mai bine lucrurile acestea. Acum, tot ceea ce percepeți în exterior, da, este creat din interior. Fiecare lucru, fiecare ființă are o anumită vibrație. Acum, toate sistemele de credință, toate sistemele de valori pe care noi le-am însușit, de la părinți, de la școală, de la sistem, deci toate acestea formează un bagaj în formă mentală, da, pe baza căruia noi acționăm. Acum, în funcție de zona în care îți permiți să te miști, creezi în exterior ceea ce tu în interior crezi, simți, știi sau crezi că știi. Ok, hai să le mai explic încă un lucru, ca să le fie și mai clar. Sistemele de credință de care pomenește Alina acționează ca un fel de filtru. Deci noi adunăm din exterior și înmagazinăm în subconștient o mulțime de lucruri. De la părinți, de la școală, din societate și așa mai departe. Aceste informații pe care noi le-am adunat în niște sisteme de gândire acționează ca un filtru foarte sever care lasă să treacă de la subconștient la conștient numai acele lucruri, concepții, idei care concordă cu acel filtru. Deci, nu întâmplător, noi am mai spus și în altă emisiune, nu întâmplător noi auzim, deci oamenii în general, aud numai ce vor să audă și văd numai ce vor să vadă. Pentru că, de fapt, ei au anumite filtre care nu îi lasă să vadă altceva. E foarte interesant, vorbeam la un moment dat cu doctorul Coldea și el spunea, am spus cu tare lucru, i-am spus pacientului, m-am întâlnit după un timp cu el, i-am spus același lucru și el zicea, vai, lucrul ăsta nu-l știam. Păi cum, domnule, da, ți l-am spus eu? Dar pacientul nu era pregătit să întâlnească acel filtru. Draga mea, te rog frumos să nu uiți niciodată unde rămâi, că vreau să continui, deci eu nu vreau decât să punctez niște lucruri ca să-i fac mai ușor să înțeleagă, dar nu vreau să pierd nici măcar un cuvințel din ceea ce vrei să le spui. Așa, acum, atunci când știi că vii aici cu un potențial dat de unicitatea ta, da, pe care îl poți manifesta nelimitat, atâta timp cât tu îți permiți să știi că totul este posibil, că tu meriți totul și să crezi, da, să crezi, să ai credința că toată cunoașterea este în inima ta. Și îți voi da un exemplu. Să presupunem că o persoană X se manifestă în această zonă, da? Deci este o zonă, acesta este infinitul, da? E, și persoana A se manifestă într-o zonă a infinitului delimitată de anumite credințe. Bun. Tu, persoana B, vrei să crești ceva ce se află în afara acestei zone, da? Deci ai, vii cu totul, cu o totul altă perspectivă, ai cu totul altă percepție asupra realității. O simți cu toată ființa ta și ești pasionat, ești entuziast. E, în momentul în care te întâlnești cu persoana A și îi spui despre motivația ta, îi spui despre ceea ce pe tine te pasionează, te bucură, este foarte posibil, da, ca persoana A să nu vadă ceea ce tu vrei în acel moment să creezi, pentru că este în afara zonei de confort pe care ea a delimitat-o pentru ea în momentul acela. Da? De aceea, ceea ce este pentru tine, da? Ceilalți vor percepe limitat prin filtrul pe care ei îl au la momentul respectiv. În altă ordine de idei, știm că totul se întâmplă acum. Deci tot ceea ce a fost, tot ceea ce va fi, tot ceea ce este, este acum. Asta înseamnă că acea creație pentru care tu ai venit aici să o experimentezi
există deja, ea este creată, ea este în matrice. Ca să o accesezi, da, este necesar să atingi acea vibrație. Ca să atingi acea vibrație, este necesar să-ți dai seama că o vei atinge sau ajungi la acel potențial în momentul în care îți schimbi interiorul. Asta înseamnă să crezi, să știi, să poți, să fii conștient de ce gânduri ai, să fii conștient de ce emoții ai, să fii conștient că tu ești singurul care se poate limita. Iar asta Universul îți va arăta întotdeauna în exterior, prin oameni, prin situații, da? Nu degeaba se spune, poți să vrei tu supremul până la sfârșitul zilelor tale. Ca să-l manifesti în exterior, este necesar să-l manifesti întâi în interior. Ok, iar vreau să mai punctez un lucru. În momentul în care oamenii doresc ceva, nu este suficient să își dorească acel lucru ca să-l și obțină. De ce? Pentru că lucrul respectiv are o anumită vibrație. Exact. El s-ar putea ca să fie inclus în, în schema voastră, în ceea ce doriți voi, sau să nu fie inclus. În momentul în care nu face parte din lecțiile tale de viață, poți să te dai tu peste cap că nu vei ajunge să-l obții. Presupunând însă că el există în acel lucru. Știi, oamenii cred că pot obține orice. Nu poți obține orice. Poți obține numai lucrurile sau persoanele sau situațiile care concordă cu lecția ta de viață. Dacă nu intră în lecția ta de viață, nu se întâmplă. Este exact ca atunci când cineva dorește musai să țină pe altcineva, de exemplu, să îmbolnăvește persoana respectivă, vrea cu tot din adinsul să o țină pe pământ și acea persoană totuși, în ciuda tuturor îngrijirilor care îi se dau, ea totuși pleacă. De ce? Pentru că nu noi hotărâm când pleacă ceilalți, ci fiecare hotărăște când pleacă ea. Întorcându-mă din nou la modul în care oamenii își doresc anumite lucruri. El se uită, să spun, și vede o mașină sau o casă, să spunem, cu piscină, da? Vrea neapărat casa aia cu piscină, cu grădină, cu mai știu ce. Dar acea casă cu piscină are o anumită vibrație. Dacă vibrația lui nu se potrivește cu acea casă, poate să facă el orice, că nu va putea obține. Sau chiar dacă o obține, imediat o va pierde. De multe ori, ceea ce ne dorim noi au vibrații mai înalte decât vibrația pe care o avem noi în momentul ăla. Și în cazul în care totuși se găsește în fișa postului nostru, noi putem să ridicăm vibrația până la acel punct în care vibrațiile coincid. De-abia atunci când lucrul care îl dorim are aceeași vibrație cu noi, de-abia atunci îl putem atrage pentru că intră în fișa postului nostru. Ok? Acum spune mai departe. Acum, referitor la vibrație. Cât de autentică este vibrația? Ok. Că de aici pleacă totul. Acum este o diferență, să spunem, îți dorești ceva din inima ta. Da, te pasionează, ești entuziast. Una este să spui, ok, îmi doresc aia, dar încă nu am, da? Deci, în momentul în care spui asta, cercetează tot timpul cum te simți în interior, da? Deci, când spun, ce-mi doresc, dar nu am. Nu am, vine din lipsă. În acel moment, tu nu-ți recunoști puterea creatoare, tu nu recunoști și nu trăiești că tu ești totul, da? Tot ceea ce percepi și tot ceea ce vezi, ești tu, da? Deci, în momentul ăla, acționezi dintr-o lipsă. E ca și când ai spune, vreau, îmi doresc, însă nu am. Și atunci Universul spune, ok, nu ai. Și îți confirmă, tu ai ales, îți confirmă în exterior exact ceea ce tu crezi, da, și percepi în interiorul tău. Este cu totul altceva în momentul în care spui, wow, ce frumos este, îmi place, nemaipomenit, este deja creat în Matrix, da, trăiești deja ca și când tu ai acel ceva sau... Da, ai deja acea situație, ai obținut deja. În momentul acela... Atenție numai, dacă nu este în fișa postului tău, nu obții chiar dacă spui wow, chiar dacă ți închipui că... Știi ce se întâmplă, Alina? Sunt foarte multe, foarte multe școli de spiritualitate care susțin că este de ajuns doar să
vizualizezi acel lucru, doar să te gândești deja că îl ai, ca imediat să îl și ai. Nu e adevărat. Așa este. Deci este zi. Așa este. Că aici revin și spun, aici e diferența de unde provine acea dorință. Care este motivația pentru care tu vrei sau crezi că vrei acel lucru, acea situație, acele relații? Când este o dorință a minții tale, corect, da? Corect, deci este o chestie pe care, da, care tu crezi. Tu crezi că acel ceva te poate face mai fericit, te poate face mai bun, te poate face mai. Deci este o dorință care pornește dintr-o schemă mentală pe care tu ai. Acum, dorința inimii, da? Acea pasiune, acea bucurie a copilului. În momentul în care îți dorești ceva din inimă, tu nu te gândești la rezultat, deci nu ai acel rezultat, ci pur și simplu ești așa de fericit că în tot acel proces tu te bucuri. Tu nu ai timp să vezi A, B, stai puțin, mergi, și atunci bucurându-te tot timpul ai o altă vibrație. Da, este vibrația pasiunii, este vibrația entuziasmului, este o bucurie, este o călătorie dansând și cântând. Și atunci când obții acel lucru, nici măcar nu-ți dai seama și nu e, adică nu că nu-ți dai seama, dar nu e un fenomen wow, pentru că este aceea stare a vibrației, da? Okay. Care se naște iar vreau să mai... din acea... Okay. Iartă-mă că te tot întrerup, dar sunt anumite nuanțe cu care m-am confruntat și nu odată cu cei cu care vin la cabinet. Deci ei cred că dacă starea pe care o ai este de beatitudine, este suficient ca să creeze. Nu. Deci se creează numai atunci când dorința ta este legată de intuiție. Intuiția, în momentul în care vine să sprijine dorința, aduce în interior pacea. Deci este ceea ce vorbeam noi, dacă mai ții tu minte, Alina, în momentul în care este lucrul ăla care se împlinește, ai o liniște și o pace, știi precis că ți se cuvine, știi precis că toate lucrurile sunt acolo. Și în momentul în care vine acel lucru, vine de la sine. Doar gândindu-te la acel lucru, în interior se așterne un fel de pace și o liniște extraordinară. Pe când atunci când este mintea, cea care este în spatele dorinței, atunci ești nerăbdător. Atunci dorești, ai primit asta, vrei din toată mai mult. Exact ce spuneai tu, alergarea aia care continua, nu se mai termină niciodată. Pe când la intuiție, dacă te întreabă cineva, dar de ce-ți dorești lucrul ăla? Nu știu. Dar crezi că o să vină? O să vină când o să fie, dacă este. Dar bucuria pe care o ai în interior este bucuria aia care se citește în ochii tăi, da. Că în ochii tăi, pentru că este o liniște și o bucurie și o pace pe care îl vezi imediat un om care funcționează pe simră, hai să spunem așa, da? Pentru că au ochii strălucitori. În momentul în care, cum povesteai tu, dacă te uiți la un om și îl vezi că are o mutră din aia plăștită, așa, scuze pentru mutră. Deci dacă îl vezi că are așa o față plouată și este amărât și zice vreau și nu știu ce, sau îi vezi pe aia care dintr-o dată sar ca purici, așa, nici nu-i poți stăpâni. După asemenea wow, urmează în mod cert o bușitură. Deci întotdeauna există ceva care echilibrează, da? Sunt forțele de echilibrare. De aceea se întâmplă ca oamenii să zică, da, dar eu am făcut tot ce a spus Alina și la mine nu iese. Păi da, dar ascultă bine ce spune Alina. Și acum spune-le. Asta este că tu știi, deci tu în interiorul tău știi pentru ce ai venit aici. Ca să accesezi, da, acel potențial, este necesar să fii în liniște și pace, să asculți. Să asculți în interiorul tău și să-ți permiți să știi, da, că tot ceea ce tu ai ales înainte să vii aici este deja creat. Da? Este creat și ca să accesezi acel ceva, da? Este necesar să atingi vibrația pe care se găsește acea creație a ta. Nu știu, uitați-vă la un copil. Acel copil creează acum ceva, în următorul minut creează altceva. Da? Pentru că
acel copil nu stă să se gândească acum aș face asta și voi face așa și dacă nu va ieși exact așa, o voi corecta, o voi... El se bucură de proces, deci este în acțiune, se bucură. Când ceva nu-i mai place, șterge instant. Da? Deci se întoarce, nu mă interesează ce îmi spune persoana A sau B, își mută atenția instinctiv pe altceva. Și atunci el e în flow tot timpul, da? Deci el face într-adevăr ceea ce... E o curgere, da. O curgere, exact, curgere, și face exact ceea ce este, ce se naște din inima lui, din acea cunoaștere interioară pe care o accesează instinctiv, da, intuitiv. Nu numai atât, dacă ai observat, copiii sunt, nu sunt fixiști. Exact. Deci oamenii mari, adulții, au tendința să meargă numai pe căile care le cunosc, să încerce permanent să se afle în siguranță. Un copil n-are lucrul ăsta. Da. Un copil, exact în această curgere de care vorbeam mai devreme, el nu face decât să se adapteze la tot ceea ce vine din afară. Deci, dacă noi, oamenii, privim ceea ce vine din afară doar ca o provocare, doar ca o lecție pe care mai trebuie să o învățăm, atunci ne e ușor să schimbăm toate ingredientele cu care lucrăm. Eventual nu ingredientele, ci procentele în care amestecăm aceste ingrediente. Și atunci ne e ușor să putem să facem pas după pas, pentru că lucrurile ni se pun în față. Deci, noi mai discutam odată și spuneam așa, de ce să te duci și să te încăpățânești, să tot bați așa cu capul într-o ușă care nu se deschide, când alături ți se deschide ușa, ți se pune covorașul, ți se pun flori, toată lumea de-abia te așteaptă să vii acolo. Pentru că este pentru tine, pentru că este ceea ce știi tu din momentul în care ai venit. Deci acea lecție cu care noi am venit să o facem, acele creații de care povesteai tu, da? Deci este suficient să ne uităm ce se creează și din ceea ce ni se oferă să alegem ceea ce ni se pare nouă că este potrivit. Eu râdeam câteodată cu cei care vin la curs la mine și le spuneam că, într-un fel, de multe ori suntem obligați, între ghilimele așa, să reacționăm ca femeile, ca femeile care sunt curtate. Deci degeaba te uiți tu cu ochii așa fixați pe nu știu ce individ pe care tu ți l-ai dorit foarte tare, Brad Pitt să zicem, că Brad Pitt nu o să vină la tine, da? Ci ești obligată ca din aia care sunt Ionel, Gigel și așa mai departe, care îți fac curte, să-l alegi pe cel cu care ai putea rezona cel mai bine. Cam așa se pune problema și când e vorba de creația fiecăruia. Deci degeaba te uiți tu la ăla și spui, eu vreau să fiu președintele unii țării noastre. Poate o să fii, poate nu o să fii. Sau eu vreau să fiu multimiliardar. Eu vreau să-l dau deoparte pe Onassis și să mă așez eu în locul lui sau mai știu ce. Nu o să fie, frate, pentru că tu trebuie să faci cu totul altceva. E, în momentul în care noi înțelegem că putem alege doar din ce ni se oferă și întotdeauna există mai multe variante și din acele variante este una care ni se potrivește ca o mânușă, atunci de-abia viața noastră va fi din ce în ce mai bună. Și pe undeva e normal să fie așa. Când ți-ai dat tu seama că asta este ceea ce-i pentru tine? Venea foarte ușor, că aici vreau să punctez încă o dată, dată de vibrație. Bine. Deci este lejeritate, este ușurință, te simți foarte bine, deci atunci nu stai să te gândești, da? Stai, ce aș putea să fac? Ce mi-ar aduce mai multă fericire. Pur și simplu ești în acțiune, da? Deci ai acel moment de inspirație, da? Momentul acela de inspirație divină și pe urmă treci la acțiune, dar la acțiune nu în sensul că faci ceva, da? Ci pur și simplu că ești în acea curgere. Da? Și mi-am dat seama pentru că era lejer, era plăcut, era funny, era... mă distram, da? Deci era o distracție. Chiar la un dat vorbeam cu cineva, îmi spunea, bun, și iar scrii. Păi da, scriu că-mi place. Mă bucur, am chef, da? Păi nu mergi nu știu unde. Păi acum nu simt să merg nu știu unde. Dacă aș merge nu știu unde, aș merge iar din minte, da? Pentru că aș considera că ar trebui să merg undeva sau să fac cu totul altceva. E, și atunci când îți permis să lași să curgă, da? Să fii în acea curgere și să te distrezi, eu îi spun distracție pentru că pentru mine este o distracție, în acel moment ești lejer, da? Okay. Ești ușor și atunci tot ceea ce este pentru tine, ține-ți ți se ideea, arată.
Pentru suntem că deja la pauză? Suntem deja la pauză. Okay. Așa, o să luăm pauză, dragii mei, și vom reveni la modul acesta de, de recunoaștere a ceea ce este pentru noi imediat după pauză. Nu vreau să trecem peste lucrul ăsta ușor, pentru că mulți dintre cei cu care eu interacționez spun de foarte multe ori că ei nu știu, de fapt, ce este bine pentru ei. Vă mulțumesc frumos deocamdată și revenim după pauză. Ok, am revenit după pauză și vă spuneam că nu dorim să trecem foarte ușor peste modul în care ne recunoaștem lucrurile, calitățile de care dispunem și lucrurile care ni se potrivesc. Există un test pe care noi îl folosim câteodată atunci când dorim să aflăm care sunt însușirile care îl ajută pe deci care ajută o persoană să se detașeze net din plutonul oamenilor obișnuiți sau, mă rog, de fapt toți suntem speciali la un moment dat față de hai să spunem, pentru divinitate suntem toți copiii lui, dar fiecare dintre noi este special într-un anume mod. Și exact asta este foarte important, să înțelegem care sunt acele însușiri caracteristici care ne ajută să fim întotdeauna în top, acolo în domeniul pe care noi îl alegem. Sunt acele însușiri care ne ajută, așa cum spunea mai devreme Alina, să facem totul cu ușurință. Noi am fost învățați de-a lungul timpului că nu putem obține nimic fără trudă, că orice dorim să obținem ca excelență are nevoie de mult exercițiu, de multe zile în care să tot repetăm. Nu, dragii mei, cu cât veți trudi mai mult, cu cât o să vă străduiți mai mult, cu atât veți fi întotdeauna în eșalonul al doilea. Cei care au reușit să spargă eșalonul în care au fost și să meargă înainte, să devină ei lideri de Pluton, sunt cei care fac foarte ușor ceea ce fac ceilalți cu foarte mult greu. E interesant că la un moment dat ascultam un interviu al unui pilot de curse care spunea că el câștigă pentru că atunci când unul dintre participanți are un accident, majoritatea încetinesc, iar el face exact invers, accelerează. Deci iată că de fiecare dată, în momentul în care reacționăm diferit de ceilalți și în momentul în care facem cu multă ușurință, tu de exemplu scrii, și un altul o să zică, va, uite, scrie Alina, vreau să fiu și eu ca Alina. Și se apucă și se chinuie și caută prin tot felul de cărți și cărțișoare și începe și scoate cuvinte și nu știu ce. El nu va reuși să scrie cu atâta ușurință cu care scrii tu, pentru că la tine este un dar înnăscut. Îngerașii vin și îți spun exact ce ai nevoie. Și totul curge. Deci este pentru tine a scrie o carte înseamnă doar să stai cu mințică în fața laptopului și să scrii ce ți se spune. Pe când cel care se va strădui și se va chinui nu o să ajungă niciodată decât poate după 5-6 ani de zile să scoată un lucru care nu este neapărat de aceeași talie. Bine, și aici există nuanțe, că de obicei din cauza nuanțelor oamenii se încurcă și întotdeauna intră în zone pe care nu le mai pot gestiona. Pentru că vin la mine și îmi spun, da, dar n-ar fi fost niciodată geniu Eminescu dacă n-ar fi refăcut de fiecare dată, fiecare, că este recunoscut modul în care își refăcea și revizuia el de fiecare dată poeziile. Da, dar e una să fii cu un talent și să tot lucrezi pe talentul ăla, să-l dezvolți, și alta e să nu prea ai talent și să te chinui să-l crezi din muncă. Deci nu există genul ăsta. Va fi întotdeauna, vei fi întotdeauna pe plan secund. Deci, revenim acum la ce spuneai mai devreme. Explică-le cum simți. Cum poți să recunoască lucrurile. Deci nu numai gata, merge tot ușor. Mai e ceva. Ceva care îți spune cum și în ce fel
reușești tu să identifici lecțiile tale, ceea ce-i pentru tine, că poate să recunosc și ei în ceea ce povestești, ca să-i poți ajuta să meargă mai departe. Acum, fiecare om percepe într-un anumit mod. Corect, da? Deci fiecare are o anumită percepție interioară, are o anumită stare prin care știe ce-l face să se bucure, adică ce-i creează acea stare de lejeritate și de bucurie permanentă. Acum, ce pot eu să-ți recomand? Să mergi în inima ta și să simți, da? Să simți, pur și simplu numai să simți, să stai așa puțin în liniște și pace cu tine, să-ți duci atenția în inimă, să simți și să vezi ce se întâmplă. Calea cea mai simplă, da? Dar tocmai pentru că este atât de simplă și de aceea mă întreb dacă o vei vedea, este ca un copil. Deci ca un copil care acum a venit aici și nu are niciun fel de cunoștințe. Nu știe nimic, nu a experimentat nimic, ci pur și simplu începe să creeze acum ceva nou, din nou. Bine, pentru asta putem face un seminar, un întreg seminar, da? Deci acum încerc puțin să sumarizez. Acum, cum vine la mine și cum a venit întotdeauna și știam că e pentru mine, a venit cu veselie, da? Deci venea ca și când intra ceva prin cap, un curent așa foarte plăcut, energie, se răspândea în tot corpul și din inimă simțeam o căldură așa care mergea în tot corpul și deja aveam flash-uri. Țac, 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 deci ca un puzzle care deja era creat și era acolo. La început o să vă spun cum am scris cartea, da? Deci prima carte, Bucuria de a trăi. Deși atinsesem această stare a copilului, de aceea eu sunt convinsă că fiecare dintre noi are acest potențial, vine cu el, acel potențial maxim care este dat tocmai atunci când descoperi acel talent interior pe care l-ai adus aici să-l manifesti în această realitate. Că este vorba de pictură, că este vorba de a fi cântăreț, că este vorba de a fi informatician, nu contează, da? Acel potențial tu ai venit cu el să îl manifesti în această realitate. Am constatat asta la început și nu știam exact ce se întâmplă. Deci venea, aveam o experiență, nu știam exact ce e. Și pe urmă începeam să caut în cărți sau să întreb alte persoane sau că nu înțelegeam, adică era foarte fain, se simțea sublim, se simțea măreț, mă simțeam extraordinar, scriam, da? E, la un moment dat se întâmpla ceva și nu mai eram în această stare și mă stăteam atunci și mă gândeam, dar ce se întâmplă oare? Universul vorbește sau vine așa când are el chef, se manifestă, după care pleacă. Se odihnește. Se odihnește. Da. Ce face? Sau se manifesta numai în prezența anumitor oameni. Iar stăteam și mă întrebam, zic, ce se întâmplă chiar așa? Până când mi-am dat seama că, de fapt, în momentul fiecare avem anumite lecții care venim. Eu le spun provocări. Mie îmi place să-i spun provocare. Avem anumite provocări care vin în momentul în care, da, avem anumite, da, tot sisteme de credințe, sisteme de valori. E, în momentul acela, dacă vezi acea provocare ca o șansă de a mai învăța ceva, de a mai experimenta ceva, nu neapărat învăța, de a mai experimenta ceva pentru a merge înainte, este minunat, da? Acum, sar de la una la alta, dar mi se pare important să spun. Când vine acea provocare, este important cum percepem acea provocare. Foarte, sau mulți oameni, da, simt disconfortul și spun, da, nu mă simt deloc bine. Ce fac în acel moment? Unii intră în observare, deci au niște reguli fixe. Nu, puneți-vă întrebări și încercați tot felul de metode și ceea ce vi se potrivește dumneavoastră, da? Așa am ajuns, eu cel puțin am observat, am tot observat și am zis, mă, ce-i cu observarea asta? Într-adevăr, observăm, conștientizăm. Însă este important să nu mergeți numai pe o cale, da? Pentru că atunci când pragul este foarte fin, deci unii cred, sunt în observare, însă nu este chiar observare, este mai mult o inhibare. Și atunci sunt într-o observare totală, pe calea iluminării, într-o iluzie totală, până la adânci bătrâneți. Da? Deci nici nu trăiesc viața cu acea pasiune, cu acel entuziasm de a fi aici și de a avea această experiență umană, însă nici nu sunt complet detașați astfel încât să conștientizeze în fiecare secundă ceea ce se întâmplă. O altă metodă de manifestare este ca un copil, îl ștergi,
Deci în momentul în care a apărut acel disconfort, da, născut din acea provocare, îl ștergi instant, nu-i dai importanță, râzi cu umor și mergi mai departe. Dar îl ștergi pe bune. Deci nu-l bagi la arhivă, că acum ești tânăr și neliniștit și ai tu timp cândva. Da? Deci îl ștergi. Ce-am mai observat, tot așa, există oameni, da, care în momentul ăla spun, a venit și asta, na, iar a venit. Păi ce să fac? Asta este. A venit acum, așa, deci se transformă în resemnare. Iar nu e ok, da? Deci este o resemnare, atâta pot, atâta este, n-am ce să fac. La alții se manifestă într-un alt mod, îl resping. Dar îl resping în sensul, a venit și asta, ce mă fac, chiar a venit, pua, mă simt nașpa, scuze, da? Deci vorbesc și cu, da? Mă simt nașpa, ce fac? Nu prea știu eu, hai să găsesc alți stimulenți exteriori, da, din exterior, care să mă facă să mă simt bine. Și atunci, lasă partea asta, își concentrează atenția pe ceva ce acea persoană crede că îi creează o stare de bine, da? Și uită, însă, acel muster care a creat acel disconfort și care este în concordanță cu anumită credință, că este conștientă sau subconștientă, revine, da? Și atunci acei oameni încep iar și se foiesc. Boa, iar a venit. Boa, iar mă simt nașpa. Ce fac? Nu contează. Da? Deci același ciclu repetitiv. E, ce fac eu mai nou? Mă bucur. Deci în momentul în care apare acea provocare, îmi dau seama că ceva din subconștientul meu, da, mi-a adus-o în conștient. Deci în momentul ăla conștientizez, este o provocare și sunt bucuroasă pentru că în acel moment mi se oferă șansa, da, deci este o șansă ca eu să conștientizez și să mai rezolv ceva, ceea ce este probabil undeva în subconștient și pe care eu nu-l realizez. Da? Deci asta este partea conștientă când lucrăm direct în fiecare secundă și suntem conștienți de ceea ce se întâmplă. Acum, calea simplă pe care o adopt eu de cele mai multe ori este mergi direct în inimă, da? Direct, da? În acel punct zero al creației și știi că acolo este toată cunoașterea care dizolvă instant acea stare. Aici însă vorbim de stări, nu știu cum să le spun, vorbim de acel infinit, da? Care știe că toate emoțiile și toate stările pe care noi le trăim mental, da? Pot fi instant dizolvate prin inimă, dar știind că inima are toată cunoașterea și știind că acolo tot ceea ce este, este infinit, este compasiune, este recunoștință față de tot ceea ce este, este informația că tu ești creatorul venit aici să-și experimenteze toată creația într-o infinitate de modalități posibile. Atunci știi că tot ceea ce percepi este creația ta. Atunci știi că în momentul în care ai întâlnit o anumită persoană, o anumită situație, tu ai creat-o, că ai creat-o la nivel conștient sau subconștient, o știi, da? Bun, asta nu prea e funny, că mergi direct în inimă și dizolvi instant starea umană, da? În fond, ai venit aici să experimentezi, să te bucuri, să fii entuziast, să, da? Deci sunt toate acele stări umane. Este eficace, este instantă, dizolvi totul instant, treci pe o altă stare instant, dar din inima ta. Deci, încă o dată, este acea conexiune cu infinitul. Da? În momentul ăla tu știi că tot ceea ce vezi este creația ta și ai o compasiune infinită față de tot ceea ce este. Da, dar acum mai zis, nu prea e funny, că da, am venit aici să ne bucurăm, să experimentăm, să mâncăm, să dansăm, să cântăm, să pictăm, să fim pur și simplu, să manifestăm acel potențial unic pe care îl are fiecare dintre noi. Știi ce vreau să te mai întreb, Alina? Foarte multă lume are de luptat cu gândurile. Da. Deci îmi spun că, bine, pentru mine este foarte ciudată treaba asta, pentru că eu nu gândesc decât atunci când vreau. Da? Deci chiar mă amuză de fiecare dată că spun că eu nu gândesc. Nu gândesc decât atunci când am nevoie să conspectez ceva, să lucrez ceva, deci atunci las mintea să înceapă să funcționeze. Dar la mine, așa m-am născut eu, la mine gândurile nu stau. Adică e o curățare automată. Deci chiar este. Pe când majoritatea oamenilor cu care stau de vorbă spun că au pe secundă nu știu câte gânduri, că tot timpul cineva acolo vorbește. Deci mintea aia, vecina băgăreață, este permanent în alertă și tot timpul le povestește ce se întâmplă, le mai dă tot felul de
variante, tot felul de lucruri, și datorită acestei pălăvrăgeli necontenite, ei nu ajung să poată să coboare în inimă. Deci nu ajung, pur și simplu. Ți s-a întâmplat să fii obligată, între ghilimele, să rărești gândurile. Ai reușit cum să faci liniște acolo, în căsuța aia unde începe să fie mintea cea care stăpânește lucrurile? Care sunt metodele pe care le-ai folosit? Mm-hmm. Pentru că eu, dacă nu m-am confruntat cu asta, chiar nu știu practic. Eu le tot spuneam, puneți fiecare gând într-o sferă, uitați-vă la el și mergeți și uitați-vă după el cum pleacă. Ei, nu la toată lumea funcționează. Spune-ne care sunt modurile în care tu ai rezolvat această problemă. Deci a face mintea să tacă este una din condițiile obligatorii ca să înceapă să se audă intuiția și să auzi inima, de fapt. Varianta simplă, deci, cum să vă spun, cea mai simplă variantă, da, este în inimă. Acum, dacă aveți gânduri repetitive care vă povestesc diverse chestii, în acel moment nu vă simțiți bine. Așa. Deci primul semn este nu vă simțiți bine. Conștientizați. Deci în momentul ăla, dacă ați conștientizat, da, acel disconfort, știți că un disconfort, o stare care nu este de bine, poate veni numai de la ce vă povestește mintea. Acum, ce puteți face? Eu am și două meditații, una de deschidere a inimii, alta tot de intrare direct în inimă. Puteți, în acel moment în care mintea vă povestește diverse chestii, deci primul lucru este să conștientizați. Al doilea pas este să intrați în inimă, deci să simțiți ce vă bucură, ce vă creează o stare de bine. Asta e un artificiu. Da? E vorba de schimbarea atenției. Deci schimbarea atenției, deci orientarea atenției de la ceea ce vă spune în acel moment mintea spre ceva care vă face plăcere, vă bucură, vă, da? Deci asta este o metodă, deci de comutare. De comutare atenției. Acum, există conștient, deci ca să puteți să liniștiți acele gânduri, este necesar să înțelegeți că tot ceea ce sunteți acum ați creat până în momentul de față. Însă asta nu înseamnă că ceea ce dumneavoastră ați creat până în acest moment mai are valabilitate. Este foarte important să știți că indiferent ce s-a întâmplat până la acest moment, da? Nu vă definește, nu este cine sunteți, cine ești tu, ca să știi în acel moment că totul depinde de tine să începi să creezi altceva. Deci să nu ai sentimente de vină, să nu ai sentimente de nu am făcut destul, da? Deci tot vină. Da. Să nu ai o altă percepție, oricare, da? Frustrare, frustrare și așa mai departe. Să-ți dai posibilitatea să revii în prezent știind că poți din acest moment poți crea cu totul altceva decât ai creat până în acel moment. Acum, în funcție de bagajul pe care îl porți cu tine, da, la nivel emoțional, la nivel cerebral, cât și bagajul pe linia strămoșilor, da, până în punctul zero al creației, toate acestea sunt bagaje, da, pe care tu le cari cu tine în câmpul tău energetic. E, în momentul în care tu îți ridici vibrația suficient încât conștientizezi și trăiești cine ești, în acel moment ștergi. Da, e ca și cum ai fi într-o nacelă și o actualizare. Arunci ce nu-ți mai trebuie, arunci, da? Și faci loc să intre ceva, faci loc noului, da? Ceva nou, ce tu vrei să experimentezi începând de acum. E, poți vorbi. De asemenea, o altă tehnică, poți vorbi cu subconștientul înainte să mergi la culcare, da? Și să spui exact ceea ce vrei să devii, ceea ce vrei să experimentezi, dar să spui clar și direct și cu credință, știind că acel lucru este deja manifestat. Conștientizarea, da?
pe partea asta, deci în momentul în care știi că tot ceea ce reprezinți acum este numai o sumă a experiențelor și a trăirilor pe care tu le-ai avut până acum și să-ți permiți să alegi din nou, presupune, da, să știi, da, că tot ceea ce a fost nu mai are valabilitate. Că toată poate părea dificil, da, însă în momentul acela te vei simți ușor, da, pentru că dacă tu vei continua să-ți pui ce ai fost până acum, vei face aceleași alegeri bazate pe un profil al personalității pe care tu l-ai definit despre tine însuți pe baza acelor experiențe trecute. Iar asta nu te mai definește. Deci totul începe cu noul, cu acea creație din acest moment. Există și tehnica Ho'oponopono. Ca să revin, să spun, deci este tot o tehnică. Ce face Ho'oponopono? Eu mi-am pus întrebarea, pentru că, într-adevăr, am văzut că funcționa la foarte mulți oameni, da? Spuneam, te iubesc, îmi pare rău, iartă-mă, mulțumesc, da? Îmi cer iertare, da? Mulțumesc. Îmi cer iertare, mulțumesc. Deci erau niște cuvinte automate pe care le spuneai ca o mantra. E, aceste cuvinte, dacă sunteți puțin atenți, veți observa, aveți iubire, cuvinte ca virgulă, iubirea, iertarea, mulțumirea, da? Compasiunea. De fapt, ce se întâmplă? În acel moment, spunând ca o mantră, aceste cuvinte activează în inima fiecăruia dintre noi acea compasiune și recunoștință pentru tot ceea ce este. De-aia, în acel moment, mintea tace și mergeți automat, nici nu conștientizați, poate, în inimă. Da? Aici este ceva care trebuie corectat. Deci, tipul ăsta de afirmații, te iubesc, îmi pare rău, îmi cer iertare, mulțumesc, este mai mult decât o mantră. Este vorba de sermoterapie, iar în sermoterapie, anumite sunete alăturate declanșează programele de autovindecare. Deci, datorită acestui lucru, în momentul în care se spun aceste patru propoziții ca o rugăciune, ca un leitmotiv și nu te mai gândești la ceea ce înseamnă, de-abia atunci funcționează cu adevărat. Da. Și am să-ți explic de ce. În momentul în care spui te iubesc, dar tu ai de-abia ieșit dintr-o relație din asta care nu mai iubire nu este, ci ești supărată că te-a înșelat, eu știu ce ți-a făcut, te-a agresat, nu vei simți iubire. Dacă tu ai avut o ceartă foarte puternică cu mama ta, cu cineva, cu o prietenă și așa mai departe și tu spui, îmi cer iertare, îmi pare rău, dar nu simți lucrul exact. Ăsta, nu va funcționa. Dacă spui mulțumesc, dar tu zici, iau-te, pentru ce să-i mulțumesc? Pentru că toate lucrurile astea se întâmplă. Atunci nu funcționează. Și asta eu am văzut lucrând cu pacienții. În schimb, dacă spui fără să te gândești sub absolut nicio formă la cuvinte, la înțelesul cuvintelor, ci să spui exact așa cum se roagă călugării tibetani. Deci ei sunt cei care spun rugăciunile alea ale lor ca să ridice vibrația. În momentul în care spui fără să gândești nimic, doar te iubesc, îmi pare rău, îmi cer iertare, mulțumesc, te iubesc, îmi pare rău, îmi cer iertare, mulțumesc, sermoterapia își face treaba. Și atunci, automat, te detașezi de toate lucrurile astea și începi să funcționeze. Deci este singurul lucru pe care l-am învățat tot de la pacienți, pentru că au venit și au zis, uite, la unii funcționează, la unii nu funcționează. Da, funcționa la cei care erau în acord cu acele cuvinte. Atunci când cuvintele alea nu însemnau pentru ei mare lucru sau însemnau contrarul, atunci nu mai funcționa. În schimb, dacă spui așa fără să te gândești la nimica, atunci această combinație de sunete creează, da, e ca la exact, pentru că se activează, exact, pentru că se activează undeva în subconștient, se activează acele, de aia, de exemplu, că asta e cuvintele, dacă spun cuvântul iubire, și am 10 persoane aici, fiecare va percepe iubirea din ceea ce a experimentat. Exact, deci va simți exact. Cu totul altceva. Corect, da? Așa simte e, da. Cu totul altceva. Și de-aia, eu, de exemplu, mai nou o numesc aliniere cu tine însuți. Aliniere cu ceea ce tu ești în acel moment. Să fii atât de sincer cu tine însuți, încât să-ți permiți să accepți exact cum te simți în acel moment. Prin acceptare, nu înseamnă
că ești de acord sau că, da, dar lași evenimentul ăla să fie. Accepți că se întâmplă. În acel moment nu blochezi energia, da? Deci în acel moment cuși și spun, ok, este cum este. Este cum este, draga mea, iar am ajuns la final de emisiune. Da? Da. Deci deja am ajuns la sfârșit. Interesant, foarte interesantă toată această discuție, pentru că era necesară pentru cei care ne urmăresc. Îți mulțumim foarte mult pentru tot ceea ce ne-ai învățat astăzi, pentru că fiecare dintre cei care ne urmăresc au nevoie de anumite lucruri cu care rezonează, pentru că se deschid acele canale care, pentru care ei sunt pregătiți. Am să te rog, ca de obicei, tu știi acum care e obiceiul emisiunii, spune și tu celor care ne ascultă ceva ca să le meargă bine în continuare. O să vă spun ce am primit eu într-o meditație, pur și simplu așa instant, și poate vă ajută, nu știu. Deci este o tot așa o meditație de deschidere a inimii, în momentul în care spui, eu sunt Alfa și Omega, începutul și sfârșitul, știu și simt asta cu toată ființa în inima mea. Este lumina creației infinite și aici și acum transform totul în lumină, căci eu sunt cel de la începutul creației în punctul zero. În prezența mea totul este luminat, transformat, recreat, căci compasiunea pe care o am față de tot ceea ce este, este infinită și știu, spun și simt asta cu tot sufletul în inimă. Vă mulțumesc! Sărbători fericite, dragii mei! Mulțumim pentru că ne-ați urmărit și pentru că ne iubiți, iar noi vă întoarcem iubirea necondiționată. Da.